Neața! Astăzi facem un unboxing! Yes! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, astăzi mă întorc cu acest unboxing. Unele colete au venit la mine acasă și le-a preluat vecina mea super simpatică, ori altele au ajuns acasă la ei mei și le-am luat eu de acolo când am avut drum. Între timp s-au adunat destule și aș vrea să vă arăt și vouă ce primesc eu de obicei prin poștă. Aici avem o cutiuță pe care mi-a desfăcut-o Anais din punguța de curier. Arată așa cu happy everyday, adică eu. Și am primit a gift for you, Maria Vigheciu, de la Ana Cucuta, cu o sesiune de make-up. Și pe lângă acest voucher, văd că mi-a făcut o cutie plină cu produse de make-up. Aici avem un prosop, din câte văd că este, un prosop de plajă. De la Oriflame. Ce tare! Și tot felul de produse de make-up, o mască de față, o soluție micelară, cleanser. Aici am un eyeliner gel de la Inglot. Am aceste pudre de bronzare, tot de la Oriflame. Lipstick, care văd că era scos. Anais, mami, e ceva să-mi spui? Era scos din cutie, de la Paese. Este un lipstick mat cu rice oil, vitamina A, C și E. Abia aștept să-l încerc pe asta, arată foarte interesant. Am această paletuță de la Sephora, pe care am mai primit-o într-un colet, tot de la Sephora, și am făcut-o cadou surorii mele, așa că văd că o să pot să folosesc eu pe asta. Și văd că mai am alte produse de la Giordani, un elixir primer. Hand Body and Cream Milk and Honey, cred că miroase foarte bine. Tot de la Inglot am un pigment. Îmi dați seama că pe asta o să le testez împreună cu voi. O să vă zic acolo ce părere am despre produsele astea, pentru că nu le-am testat până acum, nu știu să-mi dau cu părerea. Așadar, mulțumesc, Ana, pentru acest cadou. Și eu o să vin să mă machiez la tine, promit. Mai departe, ia să vedem. Aici avem de la L'Oreal un pachet. Un pachet de la L'Oreal. Și văd că este într-o punguță de Kiehl's. Mamă, deja ador produsele Kiehl's, ce mă bucur. Asta este Refreshing Facial Mist to Purify and Hydrate Skin. Mamă, și miroase incredibil. Am fost la unul din evenimentele lor și vreau să zic că a avut o super activare pentru sustenabilitate. Aici am un Youth Dose Eye Treatment. Este un tratament pentru ochi. Toate produsele lor sunt bune. Chestia este că sunt făcute pentru toate tipurile de nevoi, pentru toate tipurile de ten și acționează pe diferite zone. Pentru fermitate, pentru iluminare, pentru hidratare, pentru luminozitate, pentru toate tipurile de probleme și pentru toate nevoile. Asta e foarte tare că este Smoothing Hydration Mask. Chiar aveam nevoie de o mască hidratantă pe care o să-mi aplic diseară să o testez, pentru că pe asta nu o știu. Și mă mai dau o dată. Mulțumesc, Kiehl's, mulțumesc! Vă invit pe site să vedeți că acolo ei tot au reduceri din când în când. Și să vedeți noutățile, să rămâneți la curent cu noutățile, pentru că acolo sigur o să găsiți mai multe. Ia să vedem ce avem aici. Este o comandă, de fapt, de-a mea, pentru Salo, de la MyProtein. Este comanda mea cu suplimente pentru Salo. Avem peanut butter-ul 100% natural, făcut 100% din peanut butter, pentru că în comerț ați văzut că îți cam iei țeapă când îți cumperi peanut butter. În ce sens? Conține foarte mult zahăr și n-ai făcut mare lucru. Oricum conține zahăr, orice aliment conține zahăr în mod natural. Dacă mai și adaugi zahăr, n-ai făcut nimic. Dacă tu vrei să iei gustarea asta după Salo,
te îngrași, ce faci, te duci degeaba la sală. All Natural Peanut Butter. Miami, sursă de proteine. Abia aștept. Ăsta da, coleg sănătos. Iar aici am o șapcă My Protein și restul suplimentelor pe care mi le-am comandat. Am luat 6 layer bar, birthday cake, ăsta e super gustos. Ăsta este Carb Crusher. Adică dacă mănânci asta după aia nu mai ai poftă de alte chestii dubioase. 6 layer bar, lean protein bar, adică pentru fiecare nevoie. Și am foarte mult. Mi-am comandat mai multe să le am în sertar, ca atunci când am chef să mănânc ceva dulce, să mă duc să-mi iau ceva și bun și dulce și mă și ajută. Și îmi taie și pofta de mâncare. Ăsta este un colet. Doamne, a stat atâta timp pe frigider, abia așteptam să-l deschid. Mai am o brățărică la mână, uitați. Este o brățară pe care am primit-o cadou la ziua de un an a prietenului lui Anais. Și este de la Gravează Povestea. Este un loc unde poți să-ți personalizezi chestiile. Ia să vedem, am primit mai multe chestii aici. Cel mai dulce cadou, Handmade with Love. Două pliculețe, la cum arată unul pare pentru Anais, pare pentru mine. Sunt foarte drăguțe pentru idei de cadouri. Wow, ce tare! Asta este un bilet și scrie așa: Dragă Maria, vă urmărim cu drag și sperăm să vă aducem câte un zâmbet pe buze cu aceste cadouri. Cu drag, echipa Gravează Povestea Ta. Am așa, aur galben de 14 carate, produs premium realizat manual. Oh, wow, nu cred. Ce tare! Pentru faptul că mă urmăresc, au și văzut că port mult roz și că rozul e culoarea mea. Am aici un fluturaș cu numele lui Anais inscripționat. Și brățărica văd că este pentru Anais, pentru că are o dimensiune mică și scrie pe ea Prințesă Mică. O să fie foarte fericită. Mereu când primesc chestii mă întreabă mami și al meu care e. Aici ia să vedem ce am. Ce frumoasă e asta, nu te cred. Mamă, ce frumoasă e. O pun acum la gât. Deci fix voiam să-mi cumpăr o cruce de asta, nu pot să cred. Mind Reader. Da, e, și arată super frumos, ce mă bucur. Și văd că am primit și o lună. Cu inițialele mele, Maria Vigheciu. Iar aici înăuntru mai am o brățărică. Ce drăguț! Aici înăuntru scrie Anais și mami până la stele și înapoi. O să mă întreb dacă e pentru Anais sau pentru mine. Nu pot să-mi dau seama. Dar pentru faptul că îmi place tare mult, vă dați seama că o să o probez eu. Da, da. O să o probez eu. Și dacă se sesizează Anais că o vrea ea, până la urmă, ca de obicei. Mulțumesc celor de la Gravează Povestea Ta, mulțumesc tare mult, mă bucur foarte mult pentru cadouri și îmi plac foarte mult. Deja le port. Ia să vedem ce mai avem noi aici. Ce să fie, ce să fie, un colet. Make-up. Un colet la Sephora. Vedem dacă are și un bilet prinăuntru, nu are momentan. O cutiuță. Ok. Cu Fenty Beauty, catalogul de la Fenty Beauty, deci clar sunt produsele de la Fenty înăuntru, pe care nu le aveam. Avem aici acest beauty blender pe care l-am văzut la Laura, că îl folosește o grămadă și mi l-a recomandat mea să mi-l iau și eu. Un primer, despre care nu știu mare lucru. Au ieșit copiii de la școală. Acest primer despre care nu știu mare lucru, dar abia aștept să-l testez și să revin cu părerea mea despre el. Mai avem aici Fenty Beauty by Rihanna Hydrating. Ce e asta? Ah, fond de ten. În nuanța 190. Care e faza cu fondurile astea de ten? Am primit aici un soft matte
fond de ten și hydrating longwear fond de ten. Deci asta are o textură hidratantă, de câte înțeleg. Și celălalt este mat. Și am primit așadar acest primer, acest fond de ten mat și varianta hidratantă. Ia să mai vedem în două nuanțe. Și o altă bază. Ce tare. Și miroase și super bine. Îmi place. Mi-a aștept să le testez, revin cu o părere. Asta mi-a ajuns astăzi, acest colet mi-a ajuns azi. Oh, da, știu ce, într-o Tricia Design sunt accesorii. Ia să vedem, sunt tare curioasă ce e înăuntru, pentru că m-am uitat la ei pe site și mi-a fost foarte greu să aleg. Foarte, foarte, foarte greu să aleg. Au o groază de minunății acolo. Și am un pachetel micuț, dar ceva îmi spune că e ceva drăguț înăuntru. Cu o carte de vizită și... Oh, da, da, da! Nu pot să cred, e fix ce mi-am dorit. Ba nu, sunt două lucruri. Trei lucruri. Nu cred. Am primit o brățară. Un colier din același set. Dar sunt din aur. Și acest superb cristal. Aveau și cuarț și opal. Aveau mai multe. Deci îmi place super mult. Cum se vede și în realitate, e tare rău. Mulțumesc mult celor de la Tricia Design pentru acest colet. Abia aștept să repun. Mai departe, ce avem noi aici? Mai am un colet foarte mare. Ia măsuri pentru un păr mai lung, salvează-ți ultimii 3 cm. Este o campanie făcută de cei de la L'Oreal Elsev Dream Long. Și în acest colet, nu am să-l mai deschid, pentru că nu vreau să le împrăștii pe aici, am un balsam intensiv de două ori mai multă reparare, părul lung degradat, nu necesită timp de acționare, o mască de păr, am aici un balsam reparator, o cremă pentru vârfuri, adio vârfuri despicate, mai am un balsam pentru descurcare instantă. Și mai am acest șampon reparator, mai mult ca sigur dacă veți vedea produsele în supermarketul sau în DM, le veți recunoaște. Îmi plac foarte mult șampoanele lor și sunt, de când eram eu mică, sunt pe piață și rezistă, lumea le cumpără, sunt foarte tari și miros și foarte bine. Ia să vedem ce mai am eu aici. Un alt colet de make-up de la L'Oreal. În primul rând eu citesc bilețelul, caut acolo în funguță să văd cu ce ocazie primesc coletul. Și aici ne spune așa, nu îmbrățișăm afirmația că pentru a arăta impecabil trebuie să acoperi cine ești cu adevărat. Stay Naked se așează ca a doua piele, datorită formulei flexibile care lasă tenul să respire, se simte mai bine pe ten, reduce la minimum apariția porilor și este rezistent la apă. Nu ai niciun motiv ca să nu fii tu. Stay you, stay naked. Urban Decay. Iar aici avem un mic ghid să-ți găsești nuanța potrivită. Ai intensitatea de culoare, tonul principal și tonul secundar pentru produsele lor. Mi se pare foarte tare pentru că dacă au atât de multe nuanțe, este foarte greu să-ți nimerești nuanța și atunci poți să te elegeri după acest ghid. Iar eu înăuntru am primit și sunt tare fericită pentru lucrul ăsta, pentru că îmi plac foarte mult produsele de Urban Decay. Am aceste două Correcting Concealer, care durează până la 24 de ore pe față, și am aceste Liquid Foundation, foarte light, cu o textură foarte light. Tot la fel în două nuanțe. În cazul în care nu mi se potrivește una dintre ele, se le pot mixa între ele. Mai departe, ce avem noi aici?
Bine, în momentul în care le deschid eu pentru voi, probabil nu mai sunt noutăți. Oh, am acest colet de la La Roche-Posay și vine într-un ambalaj foarte drăguț, mai mult ca sigur nu voi arunca cutiuța. O să o păstrez să pun măștile de față în ea sau alte chestii pe care le mai folosesc pentru skincare. Și scrie aici hashtag save your skin. Cred că are legătură cu campania aceea pentru prevenirea alunițelor. Cea mai bună protecție solară este cea care ți se potrivește. Și nu am deschis prea târziu acest colet pentru că plănuiesc o vacanță într-o țară caldă. Așadar, voi lua cu mine protecția solară. Aici este un îndemn de la ei să mergem să ne verificăm alunițele. Devine un skin checker pentru a preveni cancerul la piele. Din păcate, foarte mulți dintre noi neglijăm acest aspect și o aluniță poate fi semn că acolo se întâmplă ceva rău. Este și un ghid. Aici ne arată din punct de vedere al asimetriei, al culorii, al diametrului și al evoluției diferența între un melanom și o aluniță. Dacă este melanom, clar trebuie neapărat să duci să faci ceva cu asta. Dacă este aluniță, poți să treci de niște în continuare fără să te sperii. Ei mai au și aceste peciuri și văd că am și plasturii pe care pot să-i înscriu în aplicație și să mă joc un pic cu ei. Iar aici am produsele La Roche-Posay cu SPF 50, un balsam pentru buze, pe care îl știți din rutina mea zilnică. Am această cremă pentru anais și apa lor termală să ne răcorim la cajul. Sau cum faci logata asta, de ce? Ei, mulțumesc La Roche-Posay pentru faptul că vreți să aveți grijă de pielea mea. Mai avem aici un colet exclusiv în Sephora de la Too Faced. Eu știu ce este, pentru că am tras cu ochiul. Este o cutie cu care probabil Anais mai mult ca sigur se va juca. Și Damn Girl, those lashes are thick. Bam, bam, bam! Mascara. Bă, da. Din câte puteți observa, nu mai am gene false, așa că acest mascara Damn Girl este noul meu prieten bun. Ador produsele de make-up. Mai departe avem de la Biotherm Skin Care Life Elixir 8 Days to Renew. Și avem înăuntru acest Life Plantone Elixir pentru skincare 8 days to renew. Îmi place foarte mult. Îmi plac coletele care arată bine. Și ca să iau o scurtă pauză de masă, pentru că efectiv îmi plouă în gură, am să mănânc acest baton. Mamă, este incredibil. Am și un cod de reducere. Nu, în alta mai avem de deschis aceste colete. Asta este de la nu știu. Este o cutiuță roz. Este o cutie roz. Ce înăuntru? Oho, Mr. Scrubber. Am să încep cu bilețelul de la ei. Dragă Maria, ești mămică, ești vlogger și ai o meserie invidiată, dar foarte solicitantă. Pui pasiune tot ceea ce faci și astăzi se vede. Ești un model pentru multe tinere. Știm că între zboruri și condiții de fetiță poate fi mult stres, de aceea fiecare moment de relaxare contează. Vara aceasta, Mr. Scrubber susține momentele de relaxare chiar și în perioadele în care nu ai timp de vacanță. Și mai departe, am aici un scrub pentru corp cu cafea. Au 8 arome diferite sau un scrub cu orez, ovăz sau grâu pentru exfoliere și eliminarea celulelor moarte ale pielii.
un scrub pentru buze perfect, chiar aveam nevoie, pentru exfoliere ușoară și de senzație și o senzație de catifea. Are 4 arome, coconut, honey, melon, ice mojito sau very berry. Uleiul de cocos pentru hidratare, hrănire și calmare. Am nevoie și de asta pentru că m-am expus la soare și am pielea cam uscată. Mai ales că am început și procedurile de epilare cu laser definitivuri și trebuie să am pielea foarte, foarte, foarte protejată. Un glitter pentru corp care îți poate da strălucire în 3 nuanțe diferite. Și aici niște sticăre pentru Anais. Ce drăguț! Am acest săpun, cred că este un săpun cu o rățușcă. Ăsta este scrubul pentru buze. Mai coconut oil. Ăsta neapărat trebuie să folosesc. Și mi-au pus, mie mi l-au pus pe cel honey melon. Iar acest glitter cred că o să fie luat în primire de către Anais. Am o mare presimțire că așa o se întâmple. Mai departe, am și un colet pe care scrie fragil. Ha, ce caterincă! Fragil și mă așteptam să fie ceva care se sparge. Și ce credeți? Nu este fragil pentru că este fragil, ci pentru că este ca o metaforă. Am această șapcă pe care știu de la cine am primit-o, de la Schizo și Cudea. Și mi se pare foarte tare că este personalizată mami tati. Eu pot să o iau cum vreau, doar că eu sunt și mami și tati, așa că șapca asta mi se potrivește perfect. Iar pe asta scrie ultimul din avion. Și mai departe, în continuare, avem acest tricou. Mi s-a făcut pielea de găină, cu te iubesc. Ce frumos să spui te iubesc. E un sentiment unic. Mulțumesc, Schizo și Idea. Mami Idea. Mai departe, mi-a venit coletul de la Esența Leather Shoes and Bag. Aici mi-a ajuns coletul cu încălțările. Mi l-am comandat pe nuanța aceasta nude ca să le pot purta cu hanul acel oversize, mă știți pe mine. Și totodată le-am vrut cu tocul foarte gros ca să-mi fie comode dacă merg cu Anais în locuri, să pot să alerg după ea. Și așa arată. Am ajuns la finalul unboxing-ului. Mai am aici un colet care mi-a venit de curând. Sephora Water Power. Hidratarea este baza unui ten luminos. Te provocăm să te scufunzi în experiența multisenzorială Water Power. Testând cele mai noi produse Sephora. Fă-ți plinul de apă și oxigen pentru o piele hidratată și radiantă întreaga zi. Urmărește aventura caravanei Water Power prin țară. Hashtag Water Power. Mamă, ce tare se simte! Am să încep aici cu o mască de calmare. Se lasă 10-20 de minute. Moisturizer Smoothies and Dry. Aici avem acea mască de buze de la Laneige pentru hidratare. Un măs de păr. Și masca de buze se aplică cu asta, eu o aplic cu degetul. O am deja și sunt dată chiar acum cu ea. E super mișto. Super, super bună, o recomand, am testat-o. Super bună. Avem aici un hidropen pentru hidratare rapidă. Bam, bam, bam. Ăsta este pentru curățare. Și masca. Abia aștept să-mi fac rutina cu ele. Yay, yay, yay. Penultimul colet este ceea ce am comandat de pe un site pentru casă. Zen Art Deco. Și avem aici lingerie de pat. Ui, 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 ui. Frumi. Foarte frumos. Material bun, bumbac. Tot ce trebuie. Iar de la Benefit am aici Gimme Minis. Îmi pare rău că nu este și Anais la acest colet, la deschiderea acestui colet. Am o mufă? O șurubelniță, ok. Așa, ce mai este aici? Nu te cred.
Oh, wow. Nu te cred. Stați că am un moment. Pleșin. Am înțeles, astea erau coins de alea, de le pui aici. Insert your coin here. Și astea faci să meargă. Wow, nu te cred. Ce tare. Foarte cool, nu mă așteptam. Benefit. Mă surprinde din nou. Dragii mei, aici o să ne luăm la revedere. V-am pupat. Ne vedem curând pe canalul meu de YouTube cu alte clipuri. Aștept în comentarii întrebările voastre și pe Instagram. Vă pup. Ne auzim.